Bună, dragilor! Bine ați venit sau revenit pe acest canal! Pentru astăzi avem finalul proiectului O nouă decadă. Nu vreau să vorbesc mult, așa că haideți să vedem progresul pe care l-am realizat de la update-ul trecut, pentru care produsele au fost măsurate la 1 noiembrie și până astăzi în 15 decembrie. Primul produs, baza de machiaj MAC, în ultima perioadă am folosit-o de 7 ori dintr-un total de 13 utilizări și s-a terminat. A fost o bază extraordinar de bună, mi-a plăcut foarte, foarte mult, dar sincer nu aș da banii pe ea, adică e mult prea scumpă, sunt și altele care sunt la fel de bune ca ea. Cel de-al doilea produs, spray-ul de păr de la Grow Gorgeous, l-am folosit în ultima perioadă de 9 ori dintr-un total de 64, încă nu mi-am îndeplinit scopul cu el, așa că probabil am să-l iau și în proiectele de anul viitor. Cel de-al treilea produs, uleiul de curățare Novage, nu l-am folosit în ultima perioadă deloc dintr-un total de 16 utilizări. Nici cu el nu mi-am îndeplinit scopul, deci el cel mai probabil vine cu mine în proiectele de anul viitor. Dar una peste alta este un produs bun, care mie îmi place, doar că, nu știu, am cam multe produse deschise și tot după alea care sunt mai pe terminate întind mâna. Produsul cu numărul 4, crema de picioare e-cooking, am folosit-o de 12 ori în ultima perioadă, dintr-un total de 23 și s-a terminat. Se mai vede acolo pe margine, dar nu mai pot scoate, rămâne tot sub unghii, enervant. Nu e cea mai bună cremă pe care eu am folosit-o, adică, da, e ok, dar la banii pe care trebuie să-i oferi pe ea, poți liniștit să-ți cumperi alta mai ieftină care face același lucru. Dar a fost ok, da. Și ultimul produs, crema de față de la Avon A New Clinical, am folosit-o în ultima perioadă de 3 ori, dintr-un total de 12 utilizări și s-a terminat și ea, bineînțeles. O cremă destul de ok, dacă ar fi să o mai cumpăr, da, probabil că aș mai cumpăra-o, nu știu ce să zic. La fel ca și la celălalt produs, am adus lângă mine toate produsele care au trecut prin cadrul acestui proiect în acest an. Haideți să vă spun câteva cuvinte despre fiecare în parte. Despre baza de la MAC v-am vorbit deja, am terminat-o, mi-am îndeplinit scopul cu ea și atât. O mască de păr de la Christian Robin, sau cum se cheamă, și pe asta am terminat-o, a fost o mască bună. Cremă sorbet pentru ochi de la SIS, a fost foarte bun produsul acesta, mi-a plăcut, s-a terminat, ceea ce înseamnă că mi-am îndeplinit scopul. Mască de față de la Dr. Hauska, mi-a plăcut mult această mască, o mai am acum și sunt foarte încântată. Loțiune de corp Yves Rocher nu mi-a plăcut deloc, v-am spus și la momentul la care am terminat-o, e destul de nasoală. Aici, în cutia asta, am păstrat fiolele Novage, acelea cu niacinamidă. Niște fiole foarte bune mi-au plăcut și cel mai probabil am să le mai cumpăr în viitor. Le-am pus aici pentru că cutia lor era mult prea mare, dar da, au fost ok, mi-au plăcut. Un alt produs, un serum de la Anna Yake, un produs ok, s-a terminat, mi-a plăcut. Un produs care nu s-a terminat și ați văzut asta mai devreme, Grow Gorgeous Spray de păr. Mascara de la Avon, mi-a plăcut tare mult acest mascara, cel mai probabil am să îl recumpăr la un moment dat. Cremă de față pentru noapte de la Novage True Perfection, nu se mai găsește, dar mi-a plăcut această cremă, am mai terminat-o de câteva ori și în trecut. Gel de duș de la Nivea, ăsta am crezut că e o cremă de aia, am introdus, dar na, fiind gel de duș s-a terminat repede, vă dați seama. Yves Rocher, ulei, apă micelară bifazică, de fapt, a fost foarte bună, mi-a plăcut, șanse mari să o recumpăr. E-cooking, gel de curățare, a fost ok, dar nu m-a dat pe spate, nu vreau să-l cumpăr, nu vreau să-l mai văd prin casă pe la mine. Nivea, apă micelară bifazică, una foarte, foarte bună și la un preț mai mult decât ok. Nivea, cremă de corp, mi-a plăcut foarte mult această cremă, a fost faină. Dacă va pica vreodată la ofertă sau așa, am să o cumpăr cu drag, mi-a plăcut și a meritat banii. Pe asta o am dintr-un calendar oricum. Honest Beauty, un gel, cremă de față, a fost ok, dar atât, doar ok. Cremă de mâini Douglas, mi-a plăcut foarte mult această cremă de mâini, a mirosit bine, hidratează bine, e ce trebuie. O vă recomand cu drag. Gel de curățare, de fapt o cremă de curățare de la Oriflame Optimals Urban Guard, n-a fost preferata mea, nu mi se potrivește mie. Novage ulei de curățare, al doilea produs pe care nu am reușit să-l termin sau cu care nu am reușit să-mi îndeplinesc scopul.
cremă de picioare Balea, o cremă genială pentru banii pe care îi ofer pe crema asta, face minuni, chiar minuni pentru 7 lei cât e o cremă în full size, cam e miniatură. În New Clinical, cremă de față, v-am vorbit recent despre ea, e ok și atât. Mari șanse să o recumpăr. Cremă de mâini Oriflame Pro Young Hand Cream. Nu mi-a plăcut această cremă, nu e pentru preferatele mele. N-a fost nici rea, dar nici wow. Tot o cremă de la Oriflame, oricum asta nu se mai găsește, dar e ciudățică, e așa, aplicarea ei e destul de ciudățică, sau cel puțin pentru mine. Balance Me, lapte de machiant cu pre și probiotice. Un lapte de machiant foarte bun, mi-a plăcut. Nu l-aș recumpăra că e cam scump, dar e ok. Balance Me, cremă de ochi cu vitamina C, genială această cremă, mi-a plăcut maxim, s-ar putea să o recumpăr la un moment dat. Și E-Cooking, crema de picioare, care nu m-a dat pe spate deloc. Și aici am toate produsele cu care mi-am îndeplinit scopul și aici am produsele care nu am reușit să-mi îndeplinit scopul cu ele. Din punctul meu de vedere, acest proiect a fost un real succes. Mă bucur să observ că mi-am îndeplinit scopul cu 24 de produse dintr-un total de 26 care s-au pelindat prin acest proiect. Dintre cele două pe care nu am reușit să le termin, sincer, pe unul chiar credeam că îl voi termina. Dar na, asta e. Poate că nici nu m-am străduit eu suficient de mult. În fine, oricum sunt mulțumită cu ceea ce am realizat pe parcursul acestui proiect și cu siguranță îl voi relua și anul următor. Ca să nu mai lungesc vorba, am să vă spun așa pe repede înainte că vă doresc sărbători fericite, frumoase, magia sărbătorilor să vă intre în suflete, să vă lumineze casele și să se întâmple numai minuni, pentru că din punctul meu de vedere Crăciunul este o sărbătoare care aduce minuni, făcătoare de minuni, fie ca Moș Crăciun să vă aducă ceea ce vă doriți și căldură în casă și să fiți toți membrii familiei la masă sau cel puțin așa ar trebui să fim toți membrii familiei la masă și fericiți că doar o dată e Crăciunul. Și deja am vorbit cam mult, așa-i? Da. Bun, vă doresc sărbători fericite, eu vă mulțumesc de vizualizare, vă pup, pa, pa!